De atâta timp ești te așteptat să-l lași păcatul să te întorci. La cel ce vin n-a ți-a plătit și acesta e Iisus Hristos. Acum e har, întoarce-te, viața-i scurtă, omule, niciun câștig n-ai de-o trăiești fără Iisus. De ce vrei să te pierzi pe veci, Iisus, și astăzi schimbă vieți? Întoarce-te cât încă nu e prea târziu. Acum e har, întoarce-te, viața-i scurtă, omule, niciun câștig n-ai de-o trăiești fără Iisus. De ce vrei să te pierzi pe veci, Iisus, și astăzi schimbă vieți? Primește, las și-n veci tu fii, vei ferici. Păcatele te apasă greu și spui că-i bună viața ta. Nu te înșela, amicul meu, cu plata în cer nu poți intra. Acum e har, întoarce-te, viața-i scurtă, omule, niciun câștig n-ai de-o trăiești fără Iisus. De ce vrei să te pierzi pe veci, Iisus, și astăzi schimbă vieți? Întoarce-te cât încă nu e prea târziu. Acum e har, întoarce-te, viața-i scurtă, omule, niciun câștig n-ai de-o trăiești fără Iisus. De ce vrei să te pierzi pe veci, Iisus, și astăzi schimbă vieți? Primește, las și-n veci tu fii, vei ferici. De vrei raiul să le moștenești pe tot ce-a spus Domnul Iisus. Nu spune eu, nu pot, mi-e greu, căci te va ajuta Iisus. Acum e har, întoarce-te, viața-i scurtă, omule, niciun câștig n-ai de-o trăiești fără Iisus. De ce vrei să te pierzi pe veci, Iisus, și astăzi schimbă vieți? Întoarce-te cât încă nu e prea târziu. Acum e har, întoarce-te, viața-i scurtă, omule, niciun câștig n-ai de-o trăiești fără Iisus. De ce vrei să te pierzi pe veci, Iisus, și astăzi schimbă vieți? Primește, las și-n veci tu fii, vei ferici. Nu este loc mai minunat ca în prezența lui Hristos. Vino și tu, vino și tu, să fii salvat, să intri în raiul glorios. Eterne bucurii vor fi acolo sus în veșnicii, că sipăt lacrimi și dureri nu vor mai fi. Vom fi cu Domnul prea înalt, cu Dumnezeul minunat și cu acei ce-n lumea asta l-a urmat. Acum e har, întoarce-te, viața-i scurtă, omule, niciun câștig n-ai de-o trăiești fără Iisus. De ce vrei să te pierzi pe veci, Iisus, și astăzi schimbă vieți? Primește, las și-n veci tu fii, vei ferici.
Să fie Domnul. Au scris profeții din vechime despre a judecății zi, când din eterna înălțime stăpânul lumii va veni. Ce mari și tainici adevăruri rostit au ei prin Duhul Sfânt, dar ce puține au fost aceia care au urmat a lor cuvânt.
Întotdeauna omenirea a râs de Creatorul ei, a prins în cuie mântuirea și și-a făcut alți dumnezei, dar cel pe care altădată l-au alungat și l-au hulit, cel ce cu dragoste curată întotdeauna i-a iubit, el care a adus iertarea și viață prin al său cuvânt, a hotărât o zi în care va judeca acest pământ. Atunci se va împlini cuvântul scripturilor din veșnicii, când cerurile și pământul s-or zgudui din temelii și sus pe nori, cu slavă mare, în haine de judecător, va apărea acela care a fost cândva mântuitor. Unde vei fi în ziua aceea, tu care nu l-ai ascultat? Îți vei mai apăra ideea spunând că nu e împărat, când el își va întinde mâna cu semnul cuielor pe ea și haina lui muiată în sânge, o lume întreagă o va vedea. Ce vei răspunde în ziua aceea, tu care în viața ta nu l-ai primit? Cum vei putea sta în picioare când toată viața l-ai respins? Tu, un atom de lut în care el a suflat din Duhul lui, în ziua aceea îngrozitoare, putea vei un cuvânt să spui? O, nu, nimic nu vei răspunde. Vei amuți în fața sa, vrei vrea ca să te poți ascunde, dar nicăieri nu vei putea. Dacă Iisus a avut nevoie de un botez, matur fiind, El Fiul Ceresc și Sfânt, cu cât mai mult noi păcătoși să-i urmăm exemplul sfânt. Nu te amăgi că ai fost cândva de nașa ta dus la botez, căci ea nu poate niciodată răspunde pentru al tău crez. Cum vrei să-L vezi în ziua aceea? În haine de judecător? Primește-L în viața ta și îți va fi mântuitor. Primește astăzi pocăința cea dată de Iisus Hristos, să crezi și apoi să te botezi, de vrei ca să te mântuiești. Iisus te așteaptă cu iubire, El te așteaptă ca să vii și a dat viața pentru tine spre a fi cu tine în veșnicii. Deci fă chiar astăzi legământul, nu crede că ești bine așa. Satan îți șoptește aceasta, căci el vrea doar pierzarea ta și nici de râsul sau părerea celor ce vi s-a apropiați să nu vă pese niciodată, căci de viața voastră n-or fi întrebați, ci singur vei sta în ziua aceea în fața celui purur sfânt și singur vei da judecată de viața ta trăită pe pământ, căci lumea întreagă se frământă, pământul întreg din temelii, sfârșitul este foarte aproape, dar azi la el mai poți să vii, căci nu-i destul să fii aproape, aproape, aproape de a intra cu Iisus la nunta cea sfântă, ci tu să fii chiar înăuntru, cu El să fie la masa sa și apoi o veșnicie întreagă cu Domnul tu să ți-o pătreci. Deci vin la El cât mai degrabă, căci azi mai poți ca să alegi. Că în ziua aceea îngrozitoare, de chin cumplit fără hotar, chinul cel mai greu și amar va fi încredințarea că a fost și pentru tine har, dar i-ai respins mereu chemarea. Grăbește-te și vin la el acum, amice, căci peste lumea întreagă va veni mare necaz. Și dacă vrei să fii ferice, răspunde-i când se zice azi. Și voi, ce ați înțeles pe Domnul și vreți de astăzi să-L urmați și ați îmbrăcat haina cea albă în care veți fi botezat, la legământul vostru în apă, cel încheiați azi prin botez, sunt martor cei din jurul vostru și martor nevăzuți din cer. Voi faceți astăzi legământul că-l veți urma cu scumpătate pe cel ce v-a iertat păcatul și viața v-a scăpat de moarte. Prin legământul ce-l faceți, muriți alături de Hristos și înviați la viață nouă.
tot împreună cu Hristos. În cer se înregistrează astăzi al vostru nume, confirmați că ați înviat la viață nouă și un nume nou de azi purtați. În cer e sărbătoare astăzi și sărbătoarea-i și aici jos. Sunteți și voi de rândul copiilor lui Hristos. De astăzi ați intrat în rândul copiilor lui Dumnezeu. Siliți-vă de azi înainte să-i cinstiți numele Său, ca cei din jurul vostru să vadă că s-a produs o transformare. Siliți-vă să fiți lumină și răspândiți lumină, fiți sare, căci mulți nu citesc Cartea Sfântă, cei ne citesc doar pe noi. Să ne silim să fim exemple și astăzi și viața să o trăim frumos. Deci haideți de azi înainte să fim un îndreptar înspre Hristos, ca cei din jurul nostru să vadă și să se întoarcă la Hristos. Să nu ne pară rău odată că cei din jur nu s-au căit, de-a lor viață păcătoasă și ajuns au în iadul cumplit. Dar totuși a se pune în față o întrebare, dacă vreți. Botezul în apă schimbă omul? Când nu se schimbă el de fel? Căci nu botezul în marea taină, ci este nașterea din nou și apoi o viață ce-i trăită din plin cu bunul Dumnezeu. De scopul vostru nu-i mântuirea și n-aveți nașterea din nou, botezul în apă nu vă schimbă, de interes o aveți ca scop. Purtând o haină, înșel oameni, dar nu pe Domnul. El vă știe și vă va cere socoteală și apa va fi mărturie. Doamne, vrem ca cei de față să fie toți născuți din nou și în cartea vieții să rămână până la sfârșit numele lor. Amin. În continuare, aș vrea să ne dezmulțim puțin din punct de vedere fizic și vă chem să vă ridicați pe picioare. Și am vrea să cântăm împreună cu grupul Betel o cântare spre slava lui Dumnezeu, timp în care aș vrea să ne închinăm Domnului cu darul nostru de bunăvoie, apoi orchestra va lăuda din nou pe Domnul, apoi în final sora Lidia va lăuda pe Domnul cu o cântare, iar în urmă vom auzi și vom asculta din nou cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Suia mea, ești adăpostul meu în vreme grea. Doamne, Tu ești pavăză și scut, Tu mă ridici când sunt căzut. Viața mea e în mâna Ta, pot să fac ce vrei cu ea, mă predau doar Ție. Gândul meu și inima, sufletul și dragostea, sunt al Tău pe veșnicie. Viața mea e în mâna Ta, o să fac ce vrei cu ea, Tu ești Domnul meu. Numai Ție-ți voi cânta, veșnic Te voi lăuda, Tu ești viața mea. Poate ajuta doar la vie.
în mâna ta, poți să faci ce vrei cu ea. Tu ești Domnul meu. Nu mai ție îți voi cânta, veșnic te voi lăuda. Tu ești viața mea. Și alte mi la stânga mea. Nu mă tem de ce s-ar întâmpla, când tu, Doamne, ești de partea mea. Viața mea e în mâna ta, o să fac ce vrei cu ea. Mă predau doar ție, Duhul meu și inima. Viața mea e în mâna ta, o să faci ce vrei cu ea. Tu ești Domnul meu. Nu mai ție-ți voi cânta, veșnic te voi lăuda. Tu ești viața mea. Nu mai ție-ți voi cânta, veșnic te voi lăuda. Tu ești viața mea. Urle.
Hristos, mă încred mereu, lumina și tăria mea, o stâncă tare Dumnezeu, când e furtună în viața mea, de-ar fi să trec prin valea grea și de-ar fi noapte-n jurul meu, mă mângâie prezența sa, doar în Hristos mă cred și e doar în puterea sa.
cerești, te-ai coborât din slăvile cerești. Să fii asemeni nouă pe pământ, în lumea de necazuri și goană după vânt. Îți mulțumim că în această dimineață suntem la Betel și recunoaștem încă o dată, Dumnezeule, înaintea cerului, înaintea pământului, înaintea marturilor văzuți și nevăzuți, că doar prin Tine vom birui în această lume. Și Tu ești Cel care hotărăști fiecare pas din viața noastră, și dacă în dimineața aceasta suntem aici la Betel, înseamnă că și Tu ai hotărât ca pașii noștri să se oprească în acest loc. Mă rog în aceste momente, Dumnezeule preanalt, să privești pe inima fiecăruia dintre noi. Și mă rog ca prin cuvântul pe care l-am pe inimă în această dimineață, Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să transforme vieți, Doamne. Duhul Tău cel Sfânt să rupă lanțuri în dimineața aceasta. Duhul Tău cel Sfânt să învie în dimineața aceasta suflete, Doamne. Duhul Tău cel Sfânt să nască din nou. Duhul Tău cel Sfânt să așeze credința Ta, Doamne, pe care ai dat-o dată și pentru totdeauna sfinților Tăi în inima noastră, Doamne. Mă rog în continuare ca Tu să mă inspiri și să mă binecuvântezi și să lași Duhul Tău cel Sfânt peste lucrarea care ne stă înainte. Amin. Deschidem Biblia la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, citim de la versetul 26 până la versetul 40. Pagina în Sfânta Scriptură, traducerea Cornilescu, 1065. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care le citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta, de la cartea profetului Isaia, capitolul 53, și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Apoi Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul și s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Citeam zilele trecute unele știri pe internet și la un moment dat am văzut un anunț în care cineva spunea: sunt băiat, am atâția ani, plimb câini, contra următorului cost: 10 lei ora sau 15 lei două ore. Vreau să vă spun că în această dimineață, duminica, foarte mulți oameni, știți ce fac? Plimbă câini, domnule. Ce onoare să plimbi câinele. Însă vreau să vă spun că nu aș vrea să mă înțelegeți greșit. Nu e rău să ai câine, și eu am câine. Dar e rău, din punct de vedere figurativ, să fii câine.
Știi ce spunea la un moment dat unul dintre filozofii noștri români, Petre Țuțea? Spunea Petre Țuțea, fără credință, omul rămâne un simplu animal care vine de nicăieri și se îndreaptă către nicăieri. Pentru că, dragii mei, nu e rău să ai câine, însă e rău să fii câine. Unii când duminica ar trebui să fie în biserică, sau poate alții în apa botezului, sau poate alții la mărturisirea păcatelor, știi ce fac ei? Plimbă câini. Știi ce spune Biblia în Apocalipsa 22 cu versetul 15? Afară sunt câinii. Dragii mei, faptul că suntem în această dimineață la Betel și că aici există o familie, soț și soție, fratele Nicolae de astăzi și sora Iuliana, este faptul că Dumnezeu a pus în inima noastră credință. Și dacă ne uităm în această dimineață la ei doi, asistăm la un tablou, dacă vreți, al credinței. Ei în această dimineață aici sunt expresia credinței în Domnul nostru Iisus Hristos. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ei doi în această dimineață. Nu pot să trec cu vederea și nu mi-aduc aminte cu nostalgie, deși au trecut 10 ani de zile de când aici, în acest loc, în apa botezului, am mărturisit credința mea în Domnul Iisus Hristos. Pentru că într-o zi, în pustiul vieții mele, în care aveam atâtea întrebări și atâtea căutări, l-am căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu mi s-a descoperit. Pentru că, dragi frați și surori, vreau să vă spun ceva. Unul din multele motive pentru care oamenii se angajează și străbat foarte mari distanțe în tot felul de călătorii, prin tot felul de pustiuri, la Meca, spre exemplu, la Ierusalim, la Vatican, la Muntele Athos, dacă vreți, sau dacă vreți, în Sri Lanka, este tocmai faptul că în viețile oamenilor există un mare pustiu. Există un mare pustiu în viața lor. Pentru că vreau să vă spun ceva, omul fără de Dumnezeu, omul nemântuit, omul care nu s-a născut din nou, și în dimineața asta nu o să vorbesc foarte mult despre semnificațiile botezului, pentru că îmi place atât de mult, în 9 minute ale poeziei pe care a fost recitată de sora Maria Vlad, a ilustrat și a rezumat foarte bine ce înseamnă botezul. Dar vreau să vă spun, un om care nu a avut parte de o întâlnire personală cu Dumnezeu, aș vrea să vă spun că în viața acelui om nu este altceva decât ceea ce spune Biblia în Geneza 1 cu 2, prima carte a Sfintei Scripturi, unde ne vorbește în Geneza 1 cu 1 despre creația lui Dumnezeu. Dumnezeu la început a făcut cerurile și pământul, și nu știm perioada de timp cât a durat între creația lui Dumnezeu, a ceea ce înseamnă cerurile și pământul, și între ceea ce se întâmplă de la versetul 2 în jos. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Există aici o expresie ebraică care spune în felul următor: tohu vabohu. Cu alte cuvinte înseamnă asta: pustiu și gol. De ce? Pentru că omul care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, pentru că omul nemântuit, omul care nu l-are pe Dumnezeu în inima lui, este pustiu și gol. Este tohu vabohu. Eu nu știu cum ai venit în dimineața aceasta tu aici la Betel, dar vreau să spun ceva, că înainte ca Dumnezeu să dezvolte creația, înainte ca Dumnezeu să creeze celelalte vietăți ale pământului, peste pământul acesta era pustiu și gol. Dar spune Biblia atât de frumos, dragii mei, mai departe, spune cuvântul Domnului că peste pământul era pustiu și gol, peste fața dâncului de ape, știți ce era? Întuneric. Și zice mai departe, și Duhul lui Dumnezeu se mișca, știți unde? Deasupra apelor. Pentru că asta există în viața omului nemântuit. Există pustietate, există goliciune, există întuneric, există noapte. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, lucrul acesta nu o spun eu, un om muritor. Asta există în viața omului care nu l-a întâlnit personal pe Dumnezeu. Există pustiu, există un gol, există pustiu. Nu există fertilitate, dragii mei. O viață fără de roada Duhului Sfânt înseamnă o viață pustie. Uitați-vă în Galateni 5, de la 22 în jos, ne vorbește despre ce înseamnă să îl întâlnești pe Dumnezeu și ce înseamnă să fii un om fertil din punct de vedere spiritual, nu pustiu. Omul fertil, zice acolo, are dragoste, are bucurie, are pace, are îndelungă răbdare, are bunătate, are facere de bine, are blândețe, are credincioșie, are înfrânarea poftelor. Toate aceste lucruri descriu, dacă vreți, trăsăturile omului mântuit, în care nu există pustietate, pentru că acel om s-a întâlnit cu Dumnezeu, care i-a dat sens în viața aceasta.
și i-a dat vitalitate, i-a dat viață. În viața omului nemântuit există pustiu, mai apoi există gol, o viață neîmplinită. Oricâți bani avea, orice statut avea, oricâtă pace și liniște avea în cadrul familiei tale, orice stare materială avea, realizări ai fi avut în viața aceasta, dacă nu îl ai pe Dumnezeu, ești un om gol. Și omul știe ce încearcă să facă? Golul acesta din inima lui încearcă să-l umple cu tot felul de lucruri materiale și pune mașini, pune case, pune afaceri, pune funcții, pune tot felul de lucruri. Și știi ce se întâmplă? Nu se umple golul, ci se adâncește și mai tare. Și omul zice, Doamne, dacă m-aș căsători, aș fi fericit, se căsătorește și golul se adâncește. Dacă aș câștiga, nu știu, mai mult și câștigi mai mult și golul se adâncește. Dacă mi-aș face o casă, dacă aș avea copii și dacă, nu știu, m-aș muta într-o altă țară, cu o altă mentalitate, într-o altă cultură, dacă, nu știu, m-aș realiza din punct de vedere profesional, dacă aș deveni doctor, dacă aș deveni avocat, dacă aș deveni profesor, aș fi un om fericit. Dar nu se întâmplă asta. Pentru că spunea cineva la un moment dat și pare mi se că Augustin spunea că în inima omului există un gol care are forma lui Dumnezeu. Și golul acesta poate să fie umplut doar cu Dumnezeu. În inima noastră există un gol lăuntric, golul acesta care nu poate să fie umplut decât cu Dumnezeu. Mai apoi zice Biblia că peste fața pământului era întuneric. Asta este în viața omului nemântuit, mult întuneric, mult păcat, multe gânduri negre, multe și multe alte lucruri de genul acesta, multă răzbunare, multă invidie, multă răutate, mult întuneric. De aceea îmi place atât de mult cum continuă firul acesta al omului nemântuit, al pământului care este comparat cu omul, dacă vreți, în ceea ce vorbesc eu acum. Îmi place atât de mult că în pofida acestui tablou sumbru, atât de trist, există o forță supranaturală, există ceva mai presus de puterile noastre omenești, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și știți ce face Duhul Sfânt? Planează deasupra apelor, planează deasupra noastră ca să ne mai cerceteze puțin, ca să mai deselenească inima noastră puțin, ca să mai cerceteze sufletele noastre, pentru ca astfel să poată să pătrundă adevărata lumină venită în lumea aceasta, Iisus Hristos. Lumină din lumină, Dumnezeul adevărat din Dumnezeul adevărat, și să pătrundă în interiorul nostru, pentru ca astfel să nu mai existe pustietate. Însă pentru acest lucru, dragii mei, ca să nu mai existe pustietate, să nu mai existe deșert, să nu mai existe infertilitate pe pământ, a trebuit să fie rostit un cuvânt, și cuvântul acesta îl descrie ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Și spune că acest cuvânt a fost rostit de însuși Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său Iisus Hristos. În Geneza 1:3, dacă poți să-mi afișez, te rog, știți ce spune cuvântul acolo? Dumnezeu, știți ce a făcut? A zis. Dumnezeu a rostit cuvântul și zice, a zis ce să fie? Să fie lumină. Și Biblia spune, și a fost lumină. Pentru că, dragii mei, dacă vrem și ne dorim să fie lumină în viața noastră, dacă vrem ca întunericul spiritual să dispară, gândurile negre să dispară, gândurile de sinucidere, gândurile de divorț, gândurile de răzbunare, trebuie neapărat ca același cuvânt care a fost rostit la creație să fie rostit și în crearea omului nou, a omului lăuntrii, să fie rostit și în dreptul nostru. Amin? Avem nevoie? Același cuvânt, zice Apostolul Pavel, dacă poți să-mi afișezi, te rog, 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 6, zice cuvântul Domnului, Dumnezeu a zis. Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Iată dar că este nevoie de aceeași lucrare creatoare în viața noastră, a unei vieți noi, a unei vieți fertile, a unei vieți plină de roadă, a unui om plin de viață. E nevoie ca același cuvânt care a fost rostit la creație să fie rostit și în dreptul nostru. Prin urmare, dragii mei, aș vrea astăzi să ne uităm împreună la un om cu mare vază, la un om cu mare vază
între oameni și care, dacă ne uităm la prima impresie, din punct de vedere al împlinirii omului, să zic așa, între ghilimele, cum definesc oamenii împlinirea, aparent îi spune că nu-i lipsește nimic. Un om cu mare vază, care avea o slujbă importantă în dinastia Candace, care a durat 300 de ani, dacă ne uităm în istorie, pe vremea unei împărătese, spune istoria, pe nume Meroe, omul acesta era îngrijitorul tuturor visterilor. Știi ce înseamnă asta? Un ministru de finanțe în zilele noastre. Sau un Mugur Isărescu, care guvernează Banca Națională a României. Și omul acesta, spune Biblia, că la un moment dat, datorită sau din cauza, mai bine spus, pustiului din viața lui, a neîmplinirii, a întunericului, deși făcea parte dintr-un popor, el erau mulți dumnezei. Putea să se închine la, să se închine la multe icoane, la mulți ființi de-a lor, între ghilimere. Omul acesta pornește într-o călătorie nu tocmai scurtă, de aproximativ 1500 de kilometri, până prin Franța, dacă să facem o comparație din zilele noastre, și pornește efectiv cu niște mijloace primitive de transport, pe tracțiune animală. Nu erau ca astăzi avioane, mașini, busuri care să ne ia, să ne ducă, trenuri. El s-a dus cu o căruță, nu, cu o caleașcă. Și a pornit în această călătorie, în căutarea împlinirii sufletești, în căutarea luminii, în căutarea mântuirii lui. Pentru că în viața lui era mult pustiu. Deși din punct de vedere aparent, el era împlinit, avea o funcție, era cineva în societate. Pentru că unii așa definesc împlinirea, satisfacția, să devii cineva, să fii cunoscut, să fii o persoană cu notorietate. Aș vrea să vă spun că omul acesta recunoaște prin călătoria lui că el nu e un om împlinit, că el nu are o satisfacție deplină și pornește în căutarea aceasta pentru că în inima lui era multă pustietate. Și culmea, într-un mod paradoxal, în loc să găsească împlinirea, satisfacția, fericirea, mântuirea, salvarea, unde trebuia să o găsească, la biserică, am spune noi, la templu, la Ierusalim, zice Biblia, traversând pustiul încolo și înapoi, pe vremea când el se întorcea de la Ierusalim, zice că atunci, acolo în pustie, el îl descoperă pe Dumnezeu, traversând pustiul. E bine, mesajul meu din această dimineață l-am intitulat în felul acesta: traversând pustiul vieții. Pentru că orice om care nu l-a experimentat personal pe Dumnezeu în viața lui, care nu s-a născut din nou, care n-a avut un moment în care să capituleze cu viața lui, cu păcatele lui, cu tot ceea ce există din trecutul lui și să se proșterne înaintea Marelui Dumnezeu și singurului Domn și Dumnezeu adevărat, singurul Adonai, singurul Dumnezeu care poate să ne mântuiască. Omul acela este un om plin de pustiu. În viața lui există multă pustietate. Și aș vrea în ceea ce urmează să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem împreună ce este dispus să facă Dumnezeu când în inima unui om există multă pustietate, însă omul acesta recunoaște că are nevoie de ceva mult mai mare, mult mai măreț în inima lui decât lucrurile acestea materiale ca să fie împlinit. Ce este dispus Dumnezeu să facă pentru un om, pentru un singur om, ca să-l mântuiască? Aș vrea să vă spun ceva. Dacă famenul etiopian era singurul om păcătos la vremea respectivă, de pe fața pământului, Dumnezeu făcea același lucru. Dumnezeu îl trimitea pe singurul lui fiu să moară pentru păcatele acestui om. Dar nu numai famenul acesta este păcătos. Spune Biblia că toți oamenii descendenți din familia Adam și Eva, care este familia pe care a creat-o Dumnezeu, se nasc în viața lor cu un gol, cu un pustiu, care trebuie să prindă viață prin credința în Domnul Iisus Hristos. Așadar, ce face Dumnezeu când omul traversează pustiul vieții și este în căutarea mântuirii? În primul rând, Dumnezeu trimite mesagerul lui. Dumnezeu trimite mesagerul lui la acel om sau la acei oameni care traversează un pustiu.
Traversează o perioadă grea a vieții lui, o perioadă în care el realizează la momentul potrivit, la vârsta maturității, pentru că dacă iau un copil la binecuvântare, la vârsta de 6 săptămâni, sau pe care dumneavoastră l-ați dus sau îl duceți la botez și îl iau în brațe și îl întreb, nu te supăra, îl întreb pe copilul meu, da, pe Marcus, Marcus, ai 6 săptămâni sau o lună sau două, crezi în Domnul Iisus, te lepezi de Satana, el nu înțelege nimic. De aceea, ce-i dispus Dumnezeu să facă pentru un om care la vârsta maturității realizează că există mult pustiu în viața lor? Dumnezeu este dispus să trimită pe mesagerul lui la acel om. Dragii mei, Dumnezeu, dacă privim în textul pe care l-am citit în Fapte 8, de la versetul 26 la versetul 27, Dumnezeu pregătește mesagerul pentru acest om care era în căutarea împlinirii, în căutarea mântuirii. Dumnezeu pregătește mesagerul, în primul rând, chemându-l la slujire pe diaconul Filip, în care, dacă ne uităm în Biblie, investește un dar de evanghelist. Apoi îl pune într-o lucrare misionară, într-o zonă de neamuri, într-o zonă de oameni care erau din afara evreilor, care au fost colonizați acolo, și investește darul acesta de evanghelist. Filip predică Evanghelia în Samaria. În Samaria are loc o mare trezire spirituală pe care mi-o doresc și eu, în localitatea Negreștoaș, județul Satu Mare, și pretutindeni. Și în acest context, dragii mei, Dumnezeu îi face parte lui Filip de o revelație specială. Filip, n-am văzut în viața mea un înger cu ochii mei fizici, însă prin Duhul l-am văzut planând deasupra bisericii, la un moment dat, în timpul unei seri de rugăciuni. Dar vreau să vă spun ceva. Filip, acest om al lui Dumnezeu, primește această revelație, vede un înger. Și prin îngerul acesta el înțelege că Dumnezeu îi poruncește, știți ce să facă? Să părăsească un proiect de succes. A avut mari realizări, oamenii s-au mântuit, veneau cu sutele probabil la credință, și Dumnezeu îi spune printr-un înger și poruncește, auzi, părăsește proiectul acesta mare, pentru că vreau să te implic într-un alt proiect. Părăsește zona aceasta, du-te spre sudul deșertului, spre sudul pustiului care merge spre Ierusalim, la Gaza, pentru că acolo trebuie să lucrezi cu tine. Și atât de interesant că acest om ascultă de înger și se duce în locul pe care i l-a indicat. Și atât de frumos este că îngerul acesta nu l-a amăgit pe Filip. Vocea, vedenia pe care l-a văzut, o revelație pe care l-a avut, a fost o realitate cât se poate de mare. El se duce acolo și spune Biblia că întâlnește un om cu mare vază, cum spuneam, cu mare vază la împărăteasa Meroie, care făcea parte din dinastia Candace. Aș vrea să înțelegem un lucru de aici în această dimineață. Aș vrea să înțelegem faptul că îngerii pot fi trimiși lui Dumnezeu, pot fi mesagerii lui Dumnezeu pentru noi, pentru a ne călăuzi într-o lucrare specială. Dar îngerii nu pot fi mesagerii mântuirii în locul nostru. Deoarece această misiune specială de evangelizare, Dumnezeu a încredințat-o oamenilor, ne-a încredințat-o nouă. Noi am fost mandatați de Dumnezeu, noi am fost licențiați de Dumnezeu, noi am fost autorizați de Dumnezeu în această misiune privilegiată. Noi am fost chemați într-un mod special de Dumnezeu să fim mesagerii mântuirii Lui. Deși Dumnezeu putea să facă lucrul ăsta prin îngeri, prin serafim, prin heruvim, prin arhanghel, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să ne implice și pe noi în această lucrare. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu ne cheamă pe noi la această lucrare. Aduceți-vă aminte de acel moment interesant, sublim, dinainte de înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Sunteți cu mine? Amin. Înainte de înălțare, Iisus nu i-a chemat pe îngeri să zică, băi, uite, vreau să vă trimit într-o lucrare specială. Deși putea să-i cheme și să aibă la dispoziție cete de îngeri, dacă vreți spune la un moment dat, într-o împrejurare cuvântului Dumnezeu. Dar el a ales să-i cheme pe ucenici. Pe acei ucenici care au fost falimentari, care au fost imperfecți, care au avut problemele lor de caracter. Pe acei ucenici care necesitau să sufere o transformare a vieții lui, a caracterului lor. Pe cei oameni care aveau probleme, i-a chemat și a zis, auzi,
În Matei 28, dacă pot să-mi afișez, de la versetul 18 la versetul 20, Hristos recunoaște că toată puterea a fost dată de Tatăl în cer și pe pământ și le spune ucenicilor, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și zice mai departe în Marcu 16, zice aici, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, ceea ce se va întâmpla imediat, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul viacului. De asemenea, în Marcu 16, dacă priviți, același lucru spune Dumnezeu ucenicilor. Și dacă ne uităm în Roman 10 cu versetul 14 la versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre cât de importantă este mărturia omului. Cât de important este ca omul să-L mărturisească public pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Și spune Biblia în Roman 10 cu 14, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor, fără mesager, dacă vreți? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Iată dar că omul care îl mărturisește personal, public și permanent pe Hristos, pe Dumnezeu, sau Evanghelia lui Hristos, este un om privilegiat, este chematul lui Dumnezeu și este trimisul lui Dumnezeu. De aceea, mă rog în această dimineață să înțelegem că după ce Dumnezeu ne mântuiește, după ce Dumnezeu v-a mântuit și-s convins că Dumnezeu v-a născut din nou, îți convins că Dumnezeu v-a iertat păcatele și v-a scris numele în cartea vieții, Dumnezeu vă cheamă la rândul vostru să fiți acei oameni care să ducă mesajul mântuirii și celorlalți care n-au avut parte de această mântuire. Și uitați-vă, dragii mei, în 1 Corinteni 3 cu versetul 9. Dacă ne uităm acolo și dacă mi-afișez acest verset, 1 Corinteni 3 cu 9, zice că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi ce înseamnă asta? Dumnezeu te-a chemat într-o altă ordine de idei. Să fii partener în acest proiect de mântuire, de salvare a întregii omeniri, de la moartea veșnică, de la nefericire veșnică, de la iad veșnic. Dumnezeu ne-a oferit și nouă această oportunitate deosebită. Și aici nu contează că ești bărbat, nu contează că ești femeie, nu contează că ești tânăr, că ești copil sau bătrân, nu contează că ești bogat sau sărac, că ești un teolog sau om simplu. Pe toți Dumnezeu ne-a chemat în această lucrare specială să ne implicăm. Știți în ce calitate, dragi frați și surori? Dumnezeu ne-a chemat să ne implicăm în calitate de ambasadori ai cerului. Noi nu reprezentăm o ambasadă pământească. Noi nu suntem chemați aici să reprezentăm ambasada Americii, ambasada României, a Franței, a Rusiei, a Germaniei. Dumnezeu ne-a chemat pentru o vreme, fiind convinși de faptul că suntem străini și călători pe acest pământ, să reprezentăm ambasada cerului. De ce? Filipeni 3 cu 20. Dar cetățenia noastră este în? Unii aleargă după cetățenii pământești, cerești, pământești, americană cetățenie, românească alții din Moldova sau din Ucraina, franceză, dragii mei. Cea mai mare onoare nu este să fii cetățean al Americii sau al Rusiei sau al Franței sau al Germaniei lui Angela Merkel. Cea mai mare onoare este să fii cetățean al cerului, să ai pașaportul care te va duce într-o zi în cer, să fii copilul lui Dumnezeu, pentru că acest lucru ne va conferi calitatea aceasta de mesageri ai împărăției lui Dumnezeu, de, dacă vreți, de ambasadori ai cerului. Și acest lucru, dragii mei, aș vrea să-l înțelegem în contextul în care în această instituție divină numită biserică nu există, dacă vreți, șomeri. Nu există pensionari, oricât de mare ar fi pandemia, oricât de mare ar fi criza, dacă vreți, pe fața pământului, economică, oricât de mare ar fi, oricât de mulți ar fi virusii. Noi suntem chemați de Dumnezeu, oricât de mare ar fi păcatul. Nu să ne pipernicim și să spunem nu mai putem face nimic. Nu! Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm împreună cu El în această lucrare de salvare. Dumnezeu nu are șomeri, Dumnezeu nu are pensionari, Dumnezeu nu îl pune pe niciunul să demisioneze. Aici nu este o instituție pământească, nu este o firmă, nu este o asociație, nu este o fundație, nu e un SRL. Aici este Biserica lui Iisus Hristos. Aici toți oamenii trebuie să fie înrolați în armata lui Hristos. Aici toți trebuie să lucreze într-un fel sau altul, după darul, după chemarea pe care a dat-o Dumnezeu, după talentul pe care l-a primit. Tu și eu trebuie să-l punem în negoț. Acum nu i-a dat Dumnezeu talent la toți să predicăm, să prorocim, să ne rugăm. Dar Dumnezeu
mai cheamă și Tabite, Dumnezeu mai cheamă și, nu știu, văduve, mai cheamă și persoane dăruitoare într-o lucrare sau alta. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și cu toții să spunem amin. Și de ce nu există pensionari și șomeri în această instituție numită biserică? Vă spun. Pentru că Dumnezeu ne cheamă și la bătrânețe, știți cum să fim? Plin de suc și vers, plin de viață pentru Hristos. Până când buzele noastre vor mai putea să fie mișcate. Până când limba noastră va putea să mai fie mișcată, noi suntem chemați să rostim cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să fim în primul rând și în primul rând, înțelegeți lucrul acesta, suntem chemați să fim mesagerii lui Dumnezeu. Și amin la lucrul acesta. În al doilea rând, ce este dispus Dumnezeu să facă pentru un om care traversează o pustie a vieții și pentru acel om care își dorește să fie mântuit? Dumnezeu pregătește, dragii mei, mesajul pentru acel om. Înțelegeți că după ce Dumnezeu pregătește mesagerul, îl cheamă pe unul la pocăință, pune în el un dar de evanghelist, un dar de cântare, pentru că mesajul Dumnezeu este, poate fi adus într-o formă foarte diversificată. Poate fi adus prin cântare, prin poezie, prin rugăciune, nu? Și vom vedea la momentul, poate fi că este atât de diversificat modul în care Dumnezeu poate să ne comunice. Dar, dragii mei, Dumnezeu, după ce îl cheamă pe om, după ce îl trimite și vrea să-l trimite ca mesager, Dumnezeu pregătește pentru acel om care traversează pustiul vieții și recunoaște lucrul acesta și vrea să fie mântuit, Dumnezeu pregătește mesajul. Pentru că dacă ne uităm în Biblie, dragii mei, mesajul care avea să-i transforme viața famenului a fost pregătit de Dumnezeu. Știți cu câtă vreme înainte? Ne mai pregătim cu o zi, două, trei mesajul de duminică. Ca mine, săptămâna aceasta, am pregătit mesajul de astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu, cu cel puțin 700 de ani înainte să se nască acest famen, a pregătit mesajul transformării lui pentru el. Vă puteți imagina lucrul acesta? Vă puteți imagina ce înseamnă preștiința lui Dumnezeu? Vă puteți imagina că această Evanghelie niciodată nu este învechită? Vă puteți imagina că această Evanghelie niciodată nu este demodată? Această Evanghelie poate să transforme oricând, orice fel de vieți? Vă puteți imagina lucrul acesta? Cu 700 de ani înainte, Dumnezeu pregătește mesajul pentru mântuirea acestui om. Și nu numai pentru mântuirea acestui om. Și Dumnezeu pregătește mesajul, cheamă pe profetul Isaia, la slujba de profet. Și în Isaia, capitolul 53, descrie paragraful acesta și capitolul acesta din Biblie pe care îl citea famenul și ne vorbește despre cuvântul acesta cu 700 de ani, în anul 700 înainte de Hristos, dragii mei. Dumnezeu pregătește mesajul acesta care a profețit despre arestarea lui Hristos, despre condamnarea Lui, despre moartea Lui, despre îngroparea Lui, mesajul acesta care, în cele din urmă, după ani mulți, avea să ajungă la inima unui om, la inima unui om care era în pustiu, care era pustie, care era goliciune, care era întuneric, în care exista multă noapte. De aceea, frați și surori, vreau să vă spun că, din păcate, foarte mulți ignoră și astăzi și resping mesajul lui Dumnezeu pentru că nu vor să-și schimbe viața. Vreau să vă spun ceva. Motivul pentru care oamenii nu vor să se pocăiască nu e că țin atât de mult, Doamne, fer la religia lor, că religia noastră e tradițională, că e cea mai veche. Nu-i de asta. Vă spun eu de ce nu vor oamenii să treacă de la o religie la alta. Sau mai bine spus, de la o confesiune la alta. Sau chiar de la islamism, la budism, la hinduism, la creștinism. Știți de ce nu vor oamenii să treacă de la o confesiune la alta? Vă spun de ce. Pentru că nu vor să-și schimbe viața, nu religia. Viața! Noi nu îi chemăm pe oameni neapărat să-și schimbe religia. Noi îi chemăm pe oameni să-și schimbe în primul rând viața. Și dacă ei constată că ei vor să fie împliniți, să fie fericiți, atunci sigur că da. Nu poți să mai stai între idoli, nu poți să mai stai între icoane, nu poți să mai stai între oameni care se îmbată toată ziua, abia aștept să te duci din prezența lor. Dacă trebuie să te duci, scap repede și ai plecat. Nu poți! Psalmul 97 cu versetul 7 des îl amintește fratele diacon Ion. Sunt rușinați toți cei care slujesc icoanelor. De asemenea, care se fălesc cu idolilor, toți Dumnezeii cu dâmic se închină înaintea Lui. A doua poruncă din lege, să nu-ți faci chip cioplit. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini,
Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă în această zi să înțelegem că ceea ce ne poate reține pe noi să ne schimbăm, să trecem sau să-L mărturisim public la vârsta maturității, cum a făcut Sfântul Vasile cel Mare, apropo, Ioan Gură de Aur, pare mi se, de asemenea, Sfântul Augustin, pe care bisericile tradiționale îi cinstesc ca sfinți. Știți că oamenii aceștia nu s-au botezat la perioada imaturității, la vârsta maturității s-au botezat, dacă cercetați istoria creștinismului. De aceea, mă rog în această dimineață să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne schimbăm viața, nu numai religia. Frate Nicolae, soră Iuliana, Dumnezeu ne cheamă nu doar să ne schimbăm religia, obiceiurile, nu, să ne schimbăm viața. Asta înseamnă să renunți totalmente la păcat. Să renunți la viața pe care ai avut-o altă dată. Pe vremea lui Noe, spre exemplu, păcatul omenirii a ajuns la culme. Uitați-vă în Biblie, Dumnezeu ia o decizie radicală. Vrea să și Dumnezeu ia decizia aceasta de eradicare a întregii omeniri. Însă nu înainte de a le trimite un ultim mesaj. Dumnezeu le trimite un ultim mesaj printr-un om. Printr-un om care era diferit de ceilalți oameni. Toată omenirea, imaginați-vă, păcătoasă. Toată omenirea trebuia să fie eradicată de pe fața pământului. Toți oamenii. Dar un om, între toți acești oameni, un om trăia diferit. Pentru că era un om pe nume Noe. Omul acesta era un om neprihănit. Omul acesta umbla cu Dumnezeu. Și Dumnezeu le trimite contemporanilor lui Noe un ultimatum, un mesaj ca fiind ultimatumul din partea lui Dumnezeu, un ultim mesaj. Știți prin ce? Noe n-a predicat, dacă vreți, de la microfon, de la amvon. Noe n-a predicat cu tot felul de predici, în tot felul de schițe omiletice. Noe a predicat aproximativ vreo 120 de ani, mai mult cu ciocanul decât cu gura. Și ce a făcut el? A tot bătut cuie, a măsurat, s-a uitat la proiectul pe care l-a dat Dumnezeu, a pus încă o scândură, a mai pus încă o grindă, a pus după aia un acoperiș. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a vorbit, la un moment dat, printr-o corabie de salvare. Și, dragii mei, transpunând această corabie de salvare în zilele noastre, Dumnezeu ne vorbește prin biserică, Dumnezeu ne vorbește prin Iisus Hristos. Amin? Spune cineva la un moment dat că nu poți să-L ai pe Dumnezeu ca tată dacă n-ai biserica ca mamă. Ce creștin ești tu dacă te numești creștin, dar tu nu te duci mai din Paște și la Crăciun la biserică? Cum poți să spui tu că-L iubești pe Dumnezeu când, de fapt, pe tine nu te interesează de El? Nici nu știi când te rogi, poate nu te-ai rugat de zile întregi, de luni, de ani, de zile, poate nu te-ai mărturisit în viața ta, dar tu ești creștin, domnule. Cum poți să spui tu că-ți iubești tata și mama când tu te duci la El o dată la 2 ani sau la 3 ani, când ai putea să te duci mai des? Să-L întrebi: mamă, tată, ai nevoie de ceva, poți să te ajut cu ceva? Cum poți să fii atât de ipocrit? Cum poți să fiu atât de ipocrit? Dragii mei, Dumnezeu a vorbit acelei generații din vremea lui Noe, mai mult prin ciocan decât prin vorbă. Ne cheamă Dumnezeu în zilele noastre, pământul este plin de cuvântul lui Dumnezeu, aproape. Și ne cheamă Dumnezeu să vorbim mai mult prin fapte, nu prin vorbe. Știți că dacă ne uităm la copiii noștri, ei nu ne urmează vorbele. Uitați-vă la ei, știți ce ne urmează ei? Faptele. Oamenii se uită la noi și ei nu ne vor urma vorbele noastre. O, cât de frumos vorbim. Chiar dacă Biblia spune să nu faceți după faptele lor, ce zic ei faceți, ce zic preoții, ce zic pastorii. Nu, oamenii se uită la noi. Cum spunea poezia, n-au timp să citească Biblia, oamenii te vor citi pe tine. Dar dacă oamenii te văd pe tine ca și pe ei, nicio diferență, niciun cuvânt despre Iisus, niciun semn că te-ai născut din nou, nicio semn de schimbare, ce să zică? Mai bine văd de religia mea și de treaba mea. Întorcându-mă la noi, dragii mei, pentru că oamenii au ignorat mesajul lui Dumnezeu, uitați-vă în consecință, Dumnezeu îi pedepsește pe toți, cu excepția familiei lui Noe, printr-un potop de apă. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, ignorarea sau respingerea mesajului Dumnezeu întotdeauna are consecințe mari, întotdeauna are urmări, întotdeauna are repercusiuni. Rick Warren, un teolog și un pastor american, spune la un moment dat că Dumnezeu ne vorbește în mai multe feluri, cum spuneam eu la un moment dat. Dumnezeu ne vorbește și ne șoptește în primul rând prin conștiință. M-a întrebat cineva zilele trecute, îmi spune mesaj, frate, trebuie să răspund la o întrebare. Cum vor fi judecați aceia care n-au auzit niciodată despre Hristos, n-au auzit niciodată despre Biblie, despre salvarea aceasta prin corabie de salvare, prin Iisus Hristos? Și i-am spus simplu, prin conștiință.
Dumnezeu te va judeca, n-ai auzit niciodată nicio problemă, ai conștiință, ți-a pus-o Dumnezeu în ființa ta, ți-a pus-o Dumnezeu în trupul tău, într-un mod inexplicabil, tu ai conștiința acolo care spune ce e bine și ce e rău. Oricât de primitiv ai fi, ori din ce trib ai face parte, Dumnezeu îți șoptește mai întâi prin conștiință. Mai apoi Dumnezeu ne vorbește prin cea mai frumoasă formă. În dimineața asta la Betel Dumnezeu ne-a vorbit prin cântare, prin rugăciune, ne vorbește și prin cuvânt. E atât de frumos Dumnezeu să-ți vorbească prin cuvânt. Și dacă nu asculți de cuvânt, ascultă-mă, omule bun. Dumnezeu, spune Rick Warren, strigă la tine prin evenimente, printr-o boală, printr-o nenorocire, printr-o situație deplorabilă în care ai ajuns. Dumnezeu strigă spre tine un singur lucru care a strigat și spre evrei. Pocăiți-vă, Marcu 1:15, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, e chiar lângă voi. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, nu în oameni, nu în pastor, nu în preot, nu în președinți de cult, nu în patriarh, oameni buni. Nu e omul pentru noi, nu în Buddha, nu în Mohamed, nu în Confucius, nu în Socrate, nu în Platon, nu. Pentru noi n-a murit ei. Pentru noi a murit unul singur, Iisus Hristos. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce spune Evanghelia aceasta? Nu despre aceștia. Despre aceștia nu spune Evanghelia nimic. Foarte puține lucruri spune despre oamenii care vor veni în cursul istoriei. Dar vedeți ce spune despre Iisus Hristos. De aceea aș vrea să înțelegeți, dragii mei, că atunci când noi nu acceptăm mesajul Dumnezeu, Dumnezeu are consecințe pentru noi. Te duci la restaurant, nu? Te duci, stai la masă, îți aduce meniul, te uiți în el, te uiți, felul 1, o ciorbă de văcuță, așa-i? Felul 2, o ceafă de porc. Apoi zici, bă, alții care au gabaritul mai mare și au potențial mai mare, ceva, și un desert. Și îți comanzi o porție de papanaș. Și mănânci, nu te deranjează nimeni. Și la final, nu zici nimic și te iei și pleci. Ce face chelnerul? Ospătarul ce face? Te bate pe urmă și zice, omule bun, aici ții nota de plată. Nu te deranjează nimeni. Un an, 2, 3, 5, 10, 20, 30, poate îți merge bine, poate e sănătos, dar vine nota de plată. Dumnezeu îți va cere socoteală pentru fiecare faptă pe care ai făcut-o, pentru fiecare faptă pe care am făcut-o. Dragii mei, Dumnezeu ne trimite mesaje pe mai multe mijloace de comunicare. Însă Biblia și statisticile ne arată că cei mai mulți oameni le ignoră. Iov 33:16 zice, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, însă omul nu... Mi-ar plăcea să fi scris aici, însă toți oamenii iau seama la cuvântul Dumnezeu. Nu, omul nu ia seama, omul ignoră, nu-i curios, el n-are nevoie de Dumnezeu. Și apoi până și cei mai mari atei ai lumii recunosc în cele din urmă, pe patul fiind de moarte, că de fapt tot ce văd înainte e negru, e întuneric. De ce? Pentru că toată viața lor au respins mesajul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, mesajul, cum spunea fratele Mișu, nu numai pentru nepocăiți, ci și pentru pocăiți. Tu care vii din când în când la biserică, tu care ai tot felul de scuze mediocre, pe care vreau să vă spun că deja ne-am săturat de ele, că tot e acele scuze. N-ai nicio scuză, nu vrei să vii la biserică. De ce? Pentru că tu te-ai desprins de mâna lui Dumnezeu de multă vreme. Și zic unii, domnule, dar nu vezi că merge bine, cine îmi dă toate astea? Dragii mei, nu confundați binecuvântarea cu blestemul. Nu. S-ar putea ca tot ceea ce ai să fie spre nenorocirea ta, spre nenorocirea mea, spre blestemul meu, nu spre binecuvântarea mea. De ce? Pentru că eu nu umblu cu Dumnezeu și tot ce faci fără Dumnezeu, pui într-o pungă spartă, spunea fratele Mișu. Pui în ceva care, de fapt, fără rost. De aceea, dragii mei, Dumnezeu, pentru omul care traversează pustiul vieții și recunoaște că are nevoie de mântuire, Dumnezeu este gata să pregătească mesagerul pentru el și apoi Dumnezeu este gata să pregătească mesajul. Mesajul Dumnezeu poate să fie acceptat sau poate să fie respins. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Dumnezeu nu bagă pe nimeni cu forță. Auzi, eu vreau să te mântuiești și hai că te bag și pe tine în rai. Nu. Dumnezeu te pune în anumite circunstanțe ale vieții în care tu până la urmă, exact ca și un, ca și dacă vreți, hai să spun ca și un boxer. La un moment dat că nu mai poate, zice gata, îl numără și gata. De aceea, Dumnezeu ne cheamă în această viață să aruncăm prosopul, să capitulăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, noi avem nevoie de mântuire. Și Dumnezeu este gata să-ți ofere mântuirea Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. În al treilea rând, ce face Dumnezeu pentru omul care vrea să fie mântuit? Dumnezeu pregătește, dragii mei, miracolul pentru el. Vă puteți imagina Dumnezeu să fie atât de preocupat de viața unui om atât de păcătos? Adică de mine care n-am făcut altceva decât să-L înjur pe Dumnezeu, să-L blestem, să min, să fur, să înșel, să fiu imoral, să fac cu tare și cu tare lucru.
Pentru mine este gata Dumnezeu să facă un miracol, să pregătească un miracol, da. Dumnezeu pentru tine, oricât de mare păcătos ai fi, oricât de mare ar fi distanța dintre tine și Dumnezeu, este gata să pregătească un miracol prin care să ajungă și la inima ta. Dar când? În această dimineață, dragii mei, uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 8:36. Dragii mei, ne uităm la acest famen. Uitați-vă la călătoria pe care el o parcurge prin deșert. Uitați-vă, zice că la un moment dat el se plimbă cu caleașca, cu carul, dacă vreți, cu caleașca. Și în timp ce Filip ascultă de Dumnezeu care îi vorbește prin îngerul lui, apoi se lasă călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care îi vorbea, ajunge carul, la un moment dat îl întreabă pe cel care călătorea, pe cel care era în spate, vizitiul conducea caleașca, garda de corp era pe lângă el, el stătea în spate, dita mai ministru, și vine unul plin de praf, obosit, și îl întreabă în cele din urmă, auzi, tu înțelegi ce citești acolo? Imaginați-vă să mergeți la Ludovic Orban, da? Și să citească ziarul, știrile, să citească pe tabletă și tot să-l întrebi, auzi, dar tu înțelegi ce citești acolo? Așa l-a întrebat Filip, dacă vreți, pe famen. Și famenul, știi ce face? Își admite neputința lui de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și atunci face ceva deosebit. Are bunele maniere acest famen. A rugat pe Filip, auzi, rogu-te, hai stai aici în car lângă mine, stai aici în limuzina asta lângă mine, cu tracțiune animală, și spune-mi despre cine vorbește profetul. Despre sine, profetul Isaia, sau despre vreun altul? Și ne arată cuvântul lui Dumnezeu că Filip începe și explică profețiile Vechiului Testament, profețiile mesianice, care toate s-au împlinit într-o singură persoană, în persoana Domnului Iisus Hristos, fiind întrupată. Apoi, Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit, a fost înviat, s-a înălțat la cer și stă de vorbe, explică și spune, uite, la vârsta de 30 de ani, după ce se naște dintr-o fecioară sfântă, Maria, pe care noi o respectăm, dar căruia Biblia ne interzice să ne închinăm, prin fecioara aceasta, Maria, se naște Domnul Iisus Hristos, crește, ascultă de mama sa, ascultă de Iosif, apoi este vorbit de bine înaintea oamenilor, este plăcut înaintea oamenilor și a crescut mare și la vârsta de aproximativ 30 de ani, ascultă-mă, Domnule, la vârsta de 30 de ani, aproximativ, la vârsta de aproximativ 30 de ani, părăsește zona de nord a Israelului, se duce în zona de sud, a Israelului. Vine la râul Iordan, pentru că acolo era vărul lui de corp. Era vărul lui Ioan Botezătorul, pe care a sărbătorit biserica tradițională ieri, tăierea capului Ioan Botezătorul. Și vărul lui, știi ce făcea acolo? Acolo el îi mărturisea pe oameni, predica Evanghelia și îi boteza. Și s-a dus la vârsta de 30 de ani. Și Domnul Iisus Hristos l-a mărturisit public pe Dumnezeu în apa botezului, nu pentru că avea păcate, cum spunea poezia, ci pentru ca el să se dea un exemplu de urmat pentru toți oamenii care sunt păcători. Și spunea poezia, dacă el, sfânt, imaculat, curat, fără niciun păcat, avea nevoie de botez, la vârsta corectă a maturității, cu cât mai mult noi oamenii care suntem păcătoși, care nu am meritat altceva decât pedeapsa lui Dumnezeu, avem nevoie de încheierea unui legământ cu Dumnezeu. În urma unei nașteri din nou. Dumnezeu să ne ajute la această lucrare. Dragii mei, având în vedere faptul că famenul etiopian traversa deșertul, traversa acel pustiu, îmi imaginez eu în această dimineață că în momentul în care famenul a văzut apa aceea peste care a dat la un moment dat, într-un mod inexplicabil, în pustie, văd o apă suficientă de mare încât el să fie scufundat. A considerat apariția acestei ape, mai ales fiind în concordanță cu mesajul, atenție, lui Filip despre botezul lui Hristos, despre botezul lui Ioan Botezătorul pe care l-a dat lui Hristos. A considerat, părerea mea, această apă ca fiind un miracol. Și a zis, Domnule, în momentul în care a văzut apa, știți ce a exclamat acest famen? Uite, apă! Domnule, cum a apărut apa asta aici în pustie? Foarte simplu. Dumnezeu poate să facă să țâșnească râuri, spune Biblia, chiar și în pustii și în locuri fără de ape. Izvoare poate să facă Dumnezeu să țâșnească. Și a zis,
uite, apă. Și pune foarte direct următoarea întrebare pe care trebuie să-și o pună oricare om care vrea să se boteze și care vrea să fie mântuit. Ce mă împiedică să fiu botezat? Tocmai asta este problema celor mai mulți oameni, dragii mei, care vor să fie botezați. Se confruntă cu piedici, cu obstacole, cu bariere, cu probleme și nu știu cum să treacă peste ele. Aș vrea să vă spun în această dimineață că în momentul în care tu, în momentul în care tu vrei să te întorci la Dumnezeu, piedicile nu vor întârzia să apară. Ele vor veni întotdeauna, ba din partea neamului, ba a părinților, ba a fraților, ba a surorilor, ba a prietenilor. Ce? Tu nu vei mai veni cu noi la chefuri, la distracții, tu nu te vei mai duce într-o parte și alta. Da, de ce? Pentru că eu vreau să am o viață neprihănită, vreau să am o viață trăită cu Iisus Hristos. Chiar așa, pe tine ce te împiedică să te botezi în această dimineață? Rușinea de a-L mărturisi pe Hristos public în apa botezului. Vine la mine odată o femeie. Zice, frate Ruben, vreau să mă botez. E foarte bine, fericitări, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar când? Vreau să mă botez, dar vreau ca să nu afle nimeni că m-am botezat. Dar zic, culmea, interesant. Dar zic, acum îți dau și răspunsul. Ține-te bine, pune centurile de siguranță. Eu doar atunci te voi boteza când vei vrea să afle toată lumea, tot satul, toată comuna, toată țara, public să fii filmat că te botezi. Și n-a acceptat, domnule, rușinea de a-L mărturisi public pe Hristos. Rușinea, domnule, de a-L mărturisi public pe Hristos. De asemenea, și ce spune Biblia? Cine se va rușina de Hristos și El se va rușina de acel om într-o zi. De aceea, mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu și ne vorbește despre un alt motiv pentru care oamenii nu se botează. Sunt împiedicați de frica de reacția negativă a altora. Doamne, ce va zice soția când îi voi spune, uite, am fost cercetat de cuvântul lui Dumnezeu la predica cutării om simplu, la cântarea cutării sore, ce vor zice oamenii că eu vreau să mă botez? Frica, domnule, știi ce spune? Frica, spune Biblia, că te va conduce într-o zi în iad. Citiți acasă Apocalipsa 19 cu versetul 21 cu versetul 8, cât despre fricoși. Și acolo enumeră mai multe trăsături, mai multe categorii de oameni. Partea lor este moartea a doua, iazul care arde cu foc și cu pucioasă. De aceea mai există o altă piedică, păcatul, vicile, patimile, minciuna, țigara, alcoolul. Ești dependent de lucruri, ești dependent de oameni. Toate aceste lucruri nu vor face altceva decât să-ți aducă moartea. Păcatul, zice Roman 6 cu 23, plata păcatului este moartea. Însă darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos este viața veșnică. De aceea în dimineața aceasta Dumnezeu vrea să vii cu păcatele tale, cu fricile tale, cu piedicile tale la crucea Domnului nostru Iisus Hristos și să capituleze înaintea Lui. Orice statut ai avea, ăsta era ministru de finanțe. Și uitați-vă, dragii mei, noi avem miniștri noștri care s-au pocăit. Fostul ministru al de externe, Titus Corălțean, predic, am slujit cu el într-o duminică, predică pe Hristos, s-a botezat la vârsta maturității, că omul a citit, a făcut școală, a înțeles că nu poți numai să crezi și să nu cercetezi. Biblia spune, nu spune Biblia să crezi, să nu cercetezi. Biblia spune, crede și cercetează Scripturile, socotind că în ele aveți viață veșnică. Ioan 5:39. Avem pe fratele Gabileș din Satu Mare, fost ministru al apărării României, este omul lui Dumnezeu, predică pe Iisus Hristos și mulți alții care îl predică. Avem președinți în lume care s-au întors la Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă spun că nu statutul poate să ne împiedice pe noi și n-ar trebui să ne împiedice pe noi să ne botezăm. De aceea aș vrea să înțelegem în această dimineață că acest famen a depășit toate piedicile datorită unui singur lucru, datorită credinței în Iisus Hristos. Nu în preoți, nu în Filip, nu? Nu credința în Avram, nu în Isaac, nu în Iacov, nu în patriarh, nu în moaște, nu în tradiții, nu! Credința în Domnul Iisus Hristos. De ce? Efeseni 4 cu versetul 5. Este un singur Domn, o singură credință și un singur botez valabil înaintea lui Dumnezeu. Și acest Domn este Domnul nostru Iisus Hristos, această credință este credința în Iisus Hristos și acest botez este la vârsta maturității. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta pe fiecare ca să înțelegem. Și Dumnezeu va binecuvânta viața noastră. Dumnezeu ne va salva, Dumnezeu ne va mântui. Binecuvântat să fie numele Lui. Și nu în ultimul rând, cu care mă apropii de încheierea mesajului, ce este dispus Dumnezeu să facă pentru un om care traversează pustia vieții, dar care totuși îl caută pe Dumnezeu să fie mântuit? Dumnezeu pregătește, am spus,
Dumnezeu pregătește mesagerul. Dumnezeu pregătește mesajul. Dumnezeu pregătește miracolul. În pustie apare dintr-o dată apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Și zice, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu în cele din urmă? În al patrulea rând, Dumnezeu pregătește momentul botezului. E atât de frumos. Dumnezeu pregătește un moment potrivit pentru a te întoarce la Dumnezeu. Și poate te întrebi în dimineața aceasta, care e oare acel moment potrivit? O, unii vei spune la bătrânețe, cum spunea fratele Emma. Alții vei spune după ce mă voi căsători, după ce mă voi duce la facultate, după ce mă voi realiza în viață. Dar cum spunea, cine ne garantează nouă că următorul moment, că următoarea clipă, că după ce vom ieși de pe ușile bisericii, vom mai trăi. Aduceți-vă aminte de acel moment când, predicând într-o seară, în luna februarie, la sfârșitul februarie, pare mie, sau la începutul martie, aici, nu mai am noțiunea timpului cu pandemia asta, predicam într-o seară cuvântul lui Dumnezeu și am ieșit afară și un domn aștepta, a dat mâna cu mine și când ne-a dat mâna, m-a strâns și mi-a zis, auzi, vrei să te omor? Nu l-am văzut în viața mea, voi văzut asta de 40 de ani și auzi, a zis, vrei să te omor? Vrei să bag cuțitul în tine? M-am uitat la el și am încercat să mă desprind de mâna lui și n-am putut. Am încercat să dialoghez cu el. Și am zis, Doamne, am două variante în această zi. M-am gândit de momentul acela. Am văzut că nu-mi dă mâna, îmi spunea, vrei să te omor? Tot m-a amenințat și îmi spunea. M-am uitat la el și am zis, Doamne, spune-mi tu ce să fac. Și am zis, am două variante. Ori să accept martirajul dacă trebuie până la urmă să fiu martir, ori să-l fac pe el martir. Dar am zis, domnule, nici unul, nici altul nu este în puterea omului, nu este în puterea mea. Și am zis, eu voi proclama cuvântul tău și el, în mintea mea, fracțiune de secundă, gândeam toate lucrurile acestea. Și am încercat să spun, omule bun, nu te-am văzut în viața mea, de ce încerci să mă omori? Soția era lângă mine. De ce vrei tu și mă ameninți cu moartea? Păi îmi spune, auzi, eu te cunosc chiar dacă tu nu mă cunoști. Păi dacă mă cunosc, zic către el, de ce vrei să faci rău unui om pe care îl cunoști? Cum e face rău unui om pe care îl cunoști? Și am încercat să dialoghez și am zis, Ioana, zic către soția mea, ține Biblia, hai, lasă-mă, te rog, să duc Biblia și agenda la mașină și vin să discut cu tine mai departe. Nu, domnule. Și la un moment dat Dumnezeu m-a ajutat să scap de el, m-am desprins de mâna lui. Și am zis, omule bun, te rog frumos să pleci, că dacă nu o să chem poliția. Dragii mei, aș vrea să vă spun că momentul cel mai potrivit pentru botez nu-i mâine. Mâine nu este al nostru. Ziua de mâine, spune Biblia, nimeni nu o cunoaște. Ajunge zilei necazul ei. Ajunge zilei necazul ei. Ziua de astăzi, astăzi Dumnezeu îți vorbește să te întorci la El, să capitulezi înaintea Lui și să iei decizia să te botezi într-o zi în cele din urmă. Pentru că uitați-vă, când familul a înțeles că se califică pentru botez, fapte 8:38, el a înțeles că se califică pentru botez prin actul credinței în Iisus Hristos, a poruncit vizitiului imediat să oprească caleașca și spune Biblia că s-a coborât împreună cu Filip în apă și mărturisindu-și credința în Iisus Hristos, familul a fost botezat chiar în acel moment. Pentru că, dragii mei, cel mai potrivit moment să te botezi este momentul în care se naște credința în Iisus în inima ta. Acela este cel mai potrivit moment. Am botezat un tânăr undemult care mi-a mărturisit mai târziu că se bucură foarte mult că l-am botezat la momentul în care i-a cerut botezul, pentru că dacă nu-l botezam atunci, deși avea anumite piedici, spunea el, dacă nu-l botezam atunci, nu se mai boteza niciodată. Eram într-o lucrare misionară prin țară și mergând pe stradă, într-o zi, la un moment dat, vine împreună cu un grup de slujitori și cu alți tineri cu care slujeam, vin la mine niște tineri și spune, frate Rumen, este o familie, o femeie într-o casă mai încolo pe stradă, care ne-a chemat să facem o rugăciune pentru fiul ei, pentru că este grav bolnav, este pe moarte. Și vrea să ne rugăm pentru acest copil. Și zic, bine, hai, nicio problemă, mergem să ne rugăm. Am ajuns acolo, femeia ne-a așteptat în fața casei, ne-a invitat înăuntru, am intrat în casă. Vreau să vă spun că m-am uitat pe pat, dar nu era neapărat un copil mic. Era un copil, era un băiat, era un bărbat în toată puterea, 27 de ani. Avea, spunea mama lui, înălțimea de 1,90 m ceva, îmi spunea mama lui, era ca o floare în urmă cu câteva luni. 27 de ani, morfina la gât, îi picura din când în când, era bolnav de cancer. În ultimă fază, medicii l-au dat acasă, n-au mai putut să facă nimic. Și m-am uitat la omul acela și am zis, despre ce se vorbesc? Și am zis, pot să vorbesc despre un lucru.
despre vindecarea sufletului. Și când i-am vorbit despre vindecarea sufletului, i-am vorbit despre necesitatea botezului și a spus, eu sunt gata să mă botez. Și l-am întrebat când, chiar acum. Și în urma cererii botezului acestui tânăr și a momentul în care noi am putut să oficiem botezul, n-am putut să scufundăm în apă, era piele și os numai. I-am făcut botezul acestui tânăr în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, chiar în acel moment. Nu știu cât am mai trăit, însă vreau să vă spun ceva. Momentul cel mai potrivit este în momentul să te botezi, momentul în care se naște credința în inima ta. Amin? Este aici Marto, fratele Ciorbă Vasile, ultimul frate pe partea, poate nu mă aude, sau poate că mă aude. Pe partea bărbaților, pe colț, la vârsta de 84 de ani, a înțeles că trebuie să se boteze. Dumnezeu a dat harul acesta. Când a cerut botezul, a zis, frate, nu știu, nu cred. I-a spus eu, peste 3 săptămâni o să fie botezul. A spus el, nu cred că o să apuc până atunci, sunt bolnav, am făcut mai multe accidente vasculare. Și am spus, frate bun, ți-ai predat viața în mâna Domnului? Da. Crezi în Domnul Iisus? Ne rugăm pentru naștere din nou? Cred, da. Zic, dacă Dumnezeu ți-a dat vârsta asta, ascultă-mă, Dumnezeu îți va mai da ani de zile în care vei trăi. A trecut 3 săptămâni, dimineața, pe trepțile acestei biserici, vine fratele Vasile, ținut de mână de o soră, pentru că în dimineața aceea a mai suferit un accident vascular și una dintre mâini nu putea să mai folosească deloc. Așa e, frate Vasile, mă auzi? Nu mă aude. N-a putut să mai folosească mâna deloc. L-am băgat în apă cu greu, aici l-am coborât. I-am oficiat botezul și în urma botezului, dragii mei, nu înseamnă neapărat că la toate botezele se vor întâmpla astfel de minuni. În urma botezului a ridicat mâna și a spus, frate, uite că poți să miști mâna fără nicio problemă. De ce? Pentru că Dumnezeu este mare și este atotputernic. Și amânarea momentului botezului, aș vrea să înțelegi în această dimineață că este arma pe care o folosește diavolul împotriva ta, împotriva mea, dacă nu m-am botezat. Aș vrea să închei mesajul din această dimineață relatându-vă o altă poveste de viață reală pe care am întâlnit-o pe o soră dintr-o biserică din țara Oașului, nu o să dau foarte multe detalii, însă sora aceasta, femeia aceasta a venit la mine cu lacrimi în ochi, cu multă nerăbdare și a spus, frate Ruben, vreau să mă botez, dar cât de repede pot, nu mai vreau să amân deloc botezul. Și am întrebat o soră, dar de ce vrei să te, doamnă, zic, de ce vrei să vă botezați neapărat atât de repede? De ce nu mai așteptați puțin? Haideți să vedem cum putem să organizăm lucrurile. Nu vreau să mai amân deloc, spunea femeia aceasta. De ce? Pentru că împreună cu soțul meu, pe care l-am iubit și l-am respectat toată viața, care m-a iubit și m-a respectat, am luat decizia în urmă cu mai mulți ani de zile să ne botezăm. Dar am zis, nu ne botezăm din respect pentru părinții noștri. Părinții noștri, spunea el, spunea această soră, părinții noștri au zis că ei mor, ei nu vor putea să reziste momentul în care ei vor părăsi dreapta credință și se vor duce la altă credință. Dar ce? Dacă te botezi, Biserica Pentecostală își cere să te închini lui Mohamed? Își cere să te închini lui Buddha? Și a zis femeia aceasta, a trecut timpul, nu ne-am botezat. Bătrânii noștri au undeva spre 90 ceva de ani. Socrii mei, părinții bărbatului meu. Și ce să vedeți? În urmă cu 3 sau 4 săptămâni ceva de genul, timp foarte scurt, am venit acasă din străinătate și l-am condus pe ultimul drum pe soțul meu. A murit, a făcut un infart și n-am mai apucat să se boteze. Nu mai vreau să amân nicio clipă. Vreau să mă botez, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Dumnezeu, în pustia vieții tale, a pregătit momentul acesta de 30 august. Ultima zi a anului bisericesc. Poate fi ultima zi în care Dumnezeu îți vorbește. Poate fi ultima zi în care Dumnezeu pregătește un mesager. În concluzie vreau să spun că atunci când există un om nemântuit care îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu pune chiar și în pustie un om mântuit care să vorbească despre Iisus Hristos. Atunci când îl accepți pe Iisus Hristos în viața ta, atunci când ești gata să accepți să te pocăiești, Dumnezeu îți vorbește prin temiri cine sau ce. Dar e mesajul lui Dumnezeu pentru tine. Și cel mai potrivit moment, în concluzie, să te întorci la Dumnezeu, este momentul în care crezi în miracolul mântuirii tale, prin credința în jertfa lui Iisus Hristos. Nu există un alt surogat pentru mântuire. Nu există un alt lucru care poate să ne salveze. Unul singur, sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Doresc din toată inima acest mesaj să-l punem cu toții la inimă.
Pentru că Dumnezeu, când treci prin pustia vieții tale, ți-a pregătit fericirea, ți-a pregătit salvarea, mântuirea, care nu există și nu poate să existe în afara circumferinței Domnului nostru Iisus Hristos, în afara centrului Domnului Iisus Hristos. Tu și eu, noi avem nevoie de Domnul Iisus în viața noastră, amin? Dragii mei, urmează să oficiem botezul acestei familii. În dimineața aceasta noi o face chemarea pentru cine mai vrea să încheie legământ cu Domnul astăzi. Însă voi face chemarea la sfârșitul acestei slujbe, vă invit să vă ridicați pe picioare. Voi face chemarea pentru cei care vor să încheie legământ cu Domnul chiar astăzi, dar nu-l vom face astăzi. Să ridice o mână sus, vreau să plecăm capetele și vreau să întreb în aceste momente, tu care ești aici și care ai atât întuneric și atâta gol în inima ta și au trecut zeci de ani poate de viață, dar în nimic și nimeni n-ai găsit fericirea pe care tu o cauți și după care tu tânjești. Dumnezeu este gata în această dimineață să-ți ofere mântuirea. Dumnezeu este gata să-ți ofere ceea ce tu cauți și ceea ce tu ai așteptat în viața aceasta, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă ești gata să primești pe Domnul Iisus în inimă și să continui de astăzi să vii la biserică și să încheie legământ cu Domnul, te invit, poate chiar dacă ești acasă în fața unui calculator, a unui telefon sau unui laptop, să ridici o mână sus. Este cineva aici care vrea să încheie legământ cu Domnul? Domnul să te binecuvânteze. Este cineva aici care de astăzi vrea să slujească Domnului? Să ridici o mână sus. Și aș vrea să întreb pentru ultima oară și poate fi ultima oară când mai auzi vorbele acestea. Așa cum am spus unui bărbat în Oltenia, în satul Pluta, care l-am invitat la evanghelizare și a zis, nu pot că am altă treabă. I-am spus, omule bun, poate ultima dată când mai auzi invitația aceasta, ți se mai oferă oferta aceasta, șansa aceasta. Și în momentul acela a zis, omule bun, nu te cunosc, lasă-mă să-mi duc găleata cu apă de la fântână și vreau să mă duc cu tine la evanghelizare. Pentru că setea pe care tu ai poate să fie alimentată, poate să fie stinsă de o singură fântână, de un singur izvor. Și această fântână și acest izvor este Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze viața ta. Și mai întreb pentru ultima dată, dacă este cineva aici care vrea să încheie legământ cu Domnul la momentul potrivit, să ridici o mână sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În cele ce urmează, așa cum stăm pe picioare, invit grupul Betel împreună cu fratele Sorin și frații să laude pe Domnul cu cântare. În timpul acesta, noi împreună cu fratele diacon Ioan Hustin ne vom retrage în baptisterul bisericii, unde îi așteptăm pe cei doi candidați la botez, care sunt soț și soție, cărora putem să le oficiem botezul în aceeași apă. Și în urma unei rugăciuni scurte pe care am să o fac, să binecuvânteze Dumnezeu apa, vom oficia botezul acesta și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea care ne stă înainte. Amin. Da. Cei care doriți, îmi cer scuze, că am omis lucrul ăsta, să faceți o poză înainte cu candidații. Ne facem noi prima dată, apoi cei din familie și la final puteți să florile, sau dacă aveți vreo felicitare, vreo binecuvântare, vreun cuvânt de bine la final, la finalul slujbei, după ce vom face și vom oficia actul botezului, veți avea posibilitatea. Acum, cei din familie, dacă vreți să faceți o poză, după ce noi facem o poză cu candidații. Yes.
Vină în baptistier și rog pe cineva să ajute, sora Iuliana sau din familie cineva să ajute la învelire cu prosopul. Invit pe amândoi să intre în apă și o să scufundăm pe rând. Și din cer se filmează, fiți liniștiți, și se pozează în dimineața aceasta. Și filmările lui rămân veșnic ale lui Dumnezeu și pozele lui. Invităm candidații să coboare. Puneți mâna aici, piciorul acolo frumos și pe rând așa. Așa. Cobor și tu, soră, că după aia dăm asta la o parte și oficiem pe rând, bine? Ținte-ți-i acolo, bine? Așa, așa. Așa. Asta o dăm la o parte, o strângem.
dragi frați și surori, stimate familii care ați venit astăzi aici să asistați la oficierea acestui botez, la expresia credinței din inima lor în Domnul Iisus Hristos. Pe data de 30 august 2020, în apa botezului Bisericii Betel din Negreștoaș, a intrat o familie tânără care îl iubește pe Domnul Iisus și vor să-L urmeze pe El până la capăt. A intrat fratele Nicolae la vârsta de 42 de ani și sora Iuliana la 33 de ani. Mulți înainte, Dumnezeu să vă binecuvânteze, mulțumim la fel. E un moment sublim, mi-aduc aminte când împreună cu soția mea, în urmă cu 10 ani, aproximativ și ceva, aici în apa botezului am fost amândoi. Și l-am mărturisit pe Domnul public. Pentru că l-am întâlnit pe El. Această familie l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Frate Nicolae, cel mai frumos moment din viața ta și din viața soției ta. Momentul în care vă logodiți, spune Biblia, cu Iisus Hristos, ca într-o zi să puteți fi parte la cea mai frumoasă nuntă, nunta Mirelui, nunta lui Iisus Hristos. Vorbește Biblia despre o nuntă. O nuntă a Mirelui cu Mireasa Lui, a Hristos cu Biserica Lui. Vreau să te întreb în această zi de 30 august, înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea familiei tale, a prietenilor tăi, a bisericii Domnului, a soției tale, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că ți-a iertat toate păcatele tale. Eu cred în Dumnezeu și în Iisus Hristos. Amin, Domnul să te binecuvânteze. Te întreb de asemenea, până când ești hotărât să închei și să respecti acest legământ cu Domnul Iisus Hristos? Toată viața. Dumnezeu să te ajute. Pe baza mărturisirii tale, împreună cu fratele diacon Ion Husti, îți vom administra botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Nimic nu mă va clinti pe cale. Nimic nu mă va clinti pe cale. Nimic nu mă va clinti pe cale. Și înapoi eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Soră Iuliana, sunt multe lucruri pe care noi le primim în comun, în familie, de care beneficiază toată familia. Salariul pe care îl aducem acasă, mașina de spălat pe care o folosește toată familia și alte lucruri. Însă vreau să spun ceva. Mântuirea este individuală. În fața lui Dumnezeu, fiecare vom sta în mod individual în ziua judecății înaintea Lui. Vreau să te întreb. Înaintea lui Dumnezeu, a familiei tale, a soțului tău, a copiilor, a prietenilor, a bisericii, a martorilor văzut și nevăzut. Dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că ți-a iertat toate păcatele tale. Cred în păcate. De asemenea, vreau să te întreb până când ești hotărâtă să încheie legământ cu Domnul, să respecti și să slujești numai Domnului. Toată viața. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale, noi, în calitate de slujitori ai Domnului, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În urmă lumea, înainte Iisus. În urmă lumea, înainte Iisus. În urmă lumea, înainte Iisus. Și înapoi, eu nu
da. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Ridicăm picioare și cântăm. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Iubite biserică, dragi oameni ale Dumnezeu, iată-ne la sfârșitul acestei slujbe de botez al Bisericii Betel din Negrești Oaș și aș vrea să mulțumim Dumnezeu cu toții pentru această zi minunată, zi specială, zi de sărbătoare în care toți împreună ne-am bucurat de harul și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe calea aceasta vă mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi prin intermediul Facebook-ului, în mod fizic în biserică, de asemenea Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și nu uitați, Biserica Betel este deschisă marți, joi, duminică pentru oricine vrea să-L caute pe Iisus din toată inima. Vă așteptăm cu bucurie de fiecare dată și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cu toții mulțumim Domnului pentru această zi și apoi eliberăm adunarea pe ușa de aici, din față, de lângă, din dreapta mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin.